pregătim pentru sărbătorile de iarnă. De acum deja căutăm cadouri și ținutele pentru petreceri. Suntem agitați și într-o continuă mișcare. Așa că astăzi am adunat pentru voi de pe site-uri informații despre cum să vă păstrați sănătoși și bine dispuși în acest final de an. Sunt Natalia Marin și începe Zoomy Time! Aș putea spune că o băutură caldă îți poate ridica moralul într-o zi rece de iarnă. Oricum ar fi, e bine să ne relaxăm împreună cu prietenii și putem alege compania unei băuturi calde cu miresme de sărbătoare. Site-ul zoomy.md ne propune câteva rețete speciale. Ceai special cu arome de iarbă, cu portocale, lămâie și scorțișoară. Se prepară ceaiul și se lasă minim 3 minute la infuzat. Se amestecă mierea de albine cu brandy-ul sau coniacul și apoi se pune în ceaiul călduț. Se adaugă o felie subțire de portocală sau lămâie și un baton de scorțișoară. Alte rețete speciale ar fi ciocolata caldă cu bezele de vanilie, vin fiert cu portocale și limonada caldă. Dacă ești curios cum se prepară aceste băuturi și ți-am făcut poftă, găsește aceste explicații pe site-ul zoomy.md și nu uita că ele sunt mai speciale dacă ai prietenii lângă tine. Sigur că vrei să arăți impecabil, mai ales în perioada asta anului, dar ni se întâmplă tuturor. Te uiți în oglindă și vezi o persoană obosită, cu cearcăne de culoare închisă în jurul ochilor. Te păcălești singură, spun medicii, dacă ți închipui că o noapte de somn te va scăpa de ele. Dacă ai piele deschisă la culoare în jurul ochilor sau foarte subțire, devin mai vizibile atunci când sângele se acumulează în vasele capilare din acele zone, dar cele mai multe ori din pricina circulației încetinite de lipsa unui somn bun. În timp, pielea pierde colagen și devine mai subțire, așa că venele se pot vedea mult mai ușor. Statul la soare accelerează acest proces natural. Dacă nu te știi alergică la nimic, dar ai cearcăne, întreabă-te dacă acestea sunt mai proeminente primăvara sau în timpul polenului de vară. Apar iarna când umezeala și mucegaiul sunt mai frecvente, apar după ce îți cureți casa și după ce stai în praf? Sunt cearcănele mai vizibile după ce te joci cu animalele? Dacă răspunzi la una dintre aceste întrebări, suferi probabil de o alergie respiratorie. Dacă vrei să afli cum să-ți tratezi cearcănele, citește întregul articol pe zoomy.md. Ceva cearcăne, parcă am zărit și la Miley Cyrus. Dar acum s-ar putea să nu-i mai pese. După un an plin de critici și controverse, artista culege laurii victoriei sale mediatice. A fost numită de MTV artista anului 2013. Anul care e pe sfârșit a fost pentru Miley Cyrus o cursă nebună după atenție. Artista care a împlinit recent 21 de ani a reușit să țină constant prima pagină a ziarelor. Momentul cel mai fierbinte a fost gala premiilor MTV Video Music Awards 2013. În ciuda acuzațiilor aduse și a criticilor primite, Miley Cyrus a declarat la puțin timp după eveniment că ceea ce a făcut se încadrează perfect în rutina unor astfel de show-uri. Toate aceste trucuri au dat însă roade, MTV numind-o pe Miley Cyrus artista anului 2013. Ba mai mult, tânăra artistă pop este chiar pe lista finaliștilor ce ar putea primi distincția Person of the Year, acordată de prestigioasa revistă Time. În atenția presei reușește să rămână și Beyoncé. Ea și soțul său Jay-Z au declarat pentru întreaga lume că au devenit vegetarieni. Deși au renunțat să mai consume carne, Beyoncé nu are curajul să uite și de hainele din piele și blănuri. Oricum, bănuiesc că e vegetariană numai până la Revelion. Și asta ca să o încape rochia. 1, 2, 3, 4! Let's get. Recent, artista a fost observată de paparații pe străzile din Los Angeles îmbrăcată într-un pulover din piele cu un animal print, în pantalon de piele și pantofi de asemenea de piele, de culoarea roșie. Diva nu a spus nu și hainelor din piele de animale pentru că cei doi doar încearcă să devină vegetarieni, refuzând să mănânce carne și produse lactate pentru 22 de zile. Și poate nu-și permită să-și schimbe și garderoba cu această ocazie. Hey!
pentru că aveți nevoie de relaxare în această perioadă a anului, pe site-ul maestrofm.md am găsit o știre super interesantă. V-ați întrebat vreodată cum vede pisica sau câinele dumneavoastră lumea? Acum puteți privi prin ochii animalelor de companie mulțumită primului joc 3D ce reproduce vederea diferitelor specii de animale pe baza dovezilor științifice. Dacă vrei să fii mai informat, dar să te și relaxezi, urmărește știrile noastre adunate de pe site-uri Zoomie Time.